Vă salut cu ocazia unei noi întrebări. Dar întâi, ca de obicei, să revedem întrebarea de săptămâna trecută. Acum vă rog să priviți acest desen. În centrul lui se găsește un corp pe care nu-l vedem. Dar corpul este luminat din trei direcții perpendiculare. Să zicem, din această direcție, din această direcție și de jos. Așa că vedem umbra lui pe doi pereți și pe tavan, deci pe trei suprafețe care sunt și ele perpendiculare între ele. Pe un perete umbra are formă de pătrat, pe celălalt are formă de cerc, iar pe tavan umbra are forma unui triunghi echilateral. Și întrebarea este, e posibil ca unul și același corp să aibă umbrele pe care le vedeți în desen? Am și două întrebări suplimentare. Oare există un corp care să dea cele trei umbre din imagine în formele cerc, cerc, pătrat, dar în formele triunghi, triunghi, pătrat? Trebuie întâi să vă spun că atunci când am formulat întrebarea, mi-a scăpat un cuvânt în plus. Am adăugat, fără să mă gândesc în prealabil, un cuvânt care schimbă total răspunsul la întrebare. Dar poate că e mai bine așa, întrebarea a devenit mai interesantă. Am vrut să formulez întrebarea cam așa. Poate unul și același corp să aibă umbrele din imagine în formă de cerc, pătrat și triunghi, dar am fost derutat de forma din desen. Adică am făcut greșeala pe care o fac mulți începători atunci când rezolvă probleme. Se iau după desen. Și am spus cam așa. Poate unul și același corp să aibă umbrele din imagine, adică pătrat, cerc și triunghi echilateral. După cum ați auzit, am adăugat cuvântul echilateral. Ei bine, așa cum v-am spus, asta schimbă complet răspunsul la întrebare și anume îl schimbă din da în nu. Să vedem de ce. Întâi, există o formă care poate da umbrele de cerc, pătrat și triunghi în trei fascicule perpendiculare de lumină. Mă voi folosi în explicații de desenele foarte frumoase pe care mi le-a trimis domnul Nicolae Diaconu, căruia îi mulțumesc și pe această cale. Forma corpului despre care vorbim este cea de cilindru secționat de două plane, care îl fac să se subțieze la un capăt, așa cum vedeți în desenul din stânga sus. Se poate ușor observa că văzut din trei direcții perpendiculare, corpul are conturul de cerc, dreapta sus, de pătrat, stânga jos și de triunghi, dreapta jos. Deci există un astfel de corp care are umbrele obținute în trei fascicule perpendiculare de lumină în formă de cerc, pătrat și triunghi. Dar oare poate avea umbra în formă de triunghi toate laturile egale? Priviți acest desen. În stânga se vede corpul nostru în trei dimensiuni, iar în dreapta, imaginați-vă că îl vedeți din partea în care conturul lui este triunghi. Latura de jos a triunghiului are lungimea egală cu diametrul cilindrului și puteți vedea diametrul corespunzător trasat cu alb în desenul tridimensional al corpului. Când umbra corpului este pătrat, se vede din acest desen că și latura pătratului este egală cu diametrul cilindrului. Este diametrul trasat cu alb pe desen. Deoarece înălțimea umbrei triunghi este egală cu latura umbrei pătrat, așa cum vedeți în acest desen, înseamnă că înălțimea umbrei triunghiului, notată cu H, trebuie să fie și ea egală cu diametrul cilindrului. Dar asta mai înseamnă, așa cum vedeți acum, că laturile triunghiului notate cu L nu pot fi egale cu diametrul cilindrului. Ele sunt mai lungi, pentru că, așa cum vedeți în triunghiul colorat în roșu, ele sunt ipotenuze în triunghiuri dreptunghice în care diametrul cilindrului este o latură. Triunghiul poate fi, deci, isoscel, dar nu poate fi echilateral dacă vrem ca una dintre umbre să fie pătrat în condițiile descrise în întrebare. Dacă fascicul care cade pe partea cu conturul triunghi n-ar fi perpendicular pe suprafața pe care se formează umbra, ci ar fi înclinat,
atunci umbra ar putea fi un pic turtită și triunghiul ar putea să devină un triunghi echilateral. Există, în schimb, un corp care poate avea cele trei umbre, cerc, dreptunghi și triunghi echilateral în condițiile descrise și vă las să vă gândiți de ce și ce ar trebui modificat la corpul nostru ca să îndeplinească această condiție. Și acum, foarte pe scurt, întrebările suplimentare. În cele trei desene, vedeți corpurile a căror formă a făcut obiectul întrebărilor de data trecută, văzute din trei direcții perpendiculare. Adică, de fapt, vedem conturul lor din trei direcții perpendiculare. Sus este corpul despre care am vorbit până acum, la mijloc este corpul care are umbrele cerc, cerc, pătrat, are o formă interesantă, iar jos este corpul care are umbrele triunghi, triunghi, pătrat. Am modificat desenul de jos ca să reprezinte un corp mai simplu decât în desenul original pe care l-am primit, și anume să reprezinte o piramidă cu baza pătrat. Așa cum am spus și în materialul precedent, în general e greu de descris o formă tridimensională, așa că vă las să urmăriți desenele. După cum vedeți, există ambele corpuri despre care v-am întrebat în întrebările suplimentare. Domnul Dumitru Antonie a dat nu doar răspunsul corect, ci a și observat că triunghiul trebuie să fie isoscel și nu poate să fie echilateral, iar domnul Nicolae Diaconu a dat răspunsurile sub forma desenelor pe care le vedeți, ceea ce m-a ajutat foarte mult în formularea explicațiilor. Le mulțumesc celor doi pentru colaborare și acum să vă prezint întrebarea de azi. Spunem de obicei, atunci când vorbim despre câmpul gravitațional al Pământului, la suprafața acestuia, că este un câmp uniform. Și acest lucru este adevărat pentru distanțe nu prea mari, măsurate atât pe orizontală cât și pe verticală, distanțe mult mai mici decât dimensiunile Pământului. Asta înseamnă că modelul câmpului gravitațional la suprafața Pământului are liniile de câmp verticale, drepte și echidistante, așa cum vedeți în desen. Deși este o aproximație acceptabilă în aproape toate cazurile de interes practic, există și situații în care putem pune în evidență variații, e adevărat, foarte slabe, ale câmpului gravitațional. De pildă, deasupra unor goluri în scoarța Pământului, cum ar fi peșteri foarte mari. Aparatele pot pune în evidență, în acest caz, o scădere a intensității câmpului gravitațional deasupra peșterilor respective. Sau în cazul unor zăcăminte de metale grele, dimpotrivă, aparatele pot pune în evidență o ușoară creștere a intensității câmpului gravitațional deasupra lor. Există chiar metode de prospectare geologică care folosesc aceste mici variații ale câmpului gravitațional. Un alt caz este cel al munților. Un masiv muntos produce un câmp gravitațional care, suprapus peste câmpul gravitațional general al planetei, duce la variații ale acestuia, atât în intensitate cât și în direcție. În acest desen puteți vedea, e adevărat mult exagerată, abaterea de la uniformitate a câmpului gravitațional datorită unui munte. Ceea ce vedeți înseamnă că atunci când lăsăm o piatră să cadă în apropierea unui munte, ea nu va cădea exact pe verticală, ci va cădea un pic înclinat, înclinat spre munte. Dar această abatere este atât de mică încât este imposibil de observat și este chiar foarte greu de detectat și cu ajutorul aparatelor. Și acum gândiți-vă la un munte submarin. Știți foarte bine că există munți și pe fundul oceanelor. Vedeți așa ceva în desen. Muntele produce un câmp gravitațional care acționează asupra tuturor substanțelor, ca orice câmp gravitațional, deci și asupra apei. Și întrebarea este următoarea. Ce se întâmplă cu nivelul apei de deasupra muntelui, în zona marcată de săgeată și în jurul ei? Din cauza câmpului gravitațional al muntelui, nivelul apei scade, crește, sau este același cu nivelul apei din jur?
Cu alte cuvinte, deasupra muntelui vom avea o adâncitură a apei, o umflătură a apei, sau nivelul apei nu va fi influențat de câmpul gravitațional al muntelui. Vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!